Un elev de 14 ani a murit după ce i s-a făcut rău la banchetul de absolvire a clasei a 8 -a. Resuscitat și dus la spital, copilul s-a stins câteva ore mai târziu. Tragedia s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce elevii unei clase de a 8 -a de la școala numărul 9 din Suceava participau la petrecerea de banchet de după absolvire. Conform fanatic.ro, potrivit publicației locale Monitorul de Suceava, în timp ce copiii dansau, unui băiat în vârstă de 14 ani i s-a făcut rău. Elevul s-a dus la masă, unde s-a așezat pe scaun și s-a sprijinit cu capul pe masă. Tatăl său, profesor în cadrul școlii, a constatat în scurt timp că băiatul este inert. A fost chemat de urgență un echipaj medical. Personalul de la serviciul de ambulanță din Suceava a constatat că băiatul este în stop cardiorespirator. A fost resuscitat și transportat la spitalul de urgență Suceava în viață cu puls. Din păcate, pe parcursul nopții băiatul a trecut prin mai multe episoade de fibrilație ventriculară și a decedat în jurul orei 4:30 dimineața în secția de terapie intensivă. Din primele informații făcute publice de polițiști, băiatul avea probleme de sănătate anterioare cunoscute și era însoțit la petrecere de către părinți. Medicii de la UPU au prelevat probe de sânge și polițiștii au deschis o anchetă pentru a se stabili din ce cauză sau a oprit inima băiatului și dacă a consumat substanțe toxice. Colegii băiatului citați de Antena 3 spun că acesta nu ar fi consumat alcool, dar a dansat toată noaptea.